nici Direcția de Cultură a județului Hunedoara, nici Muzeul de Istorie și nici Parcul Natural Zeziste al Muncelului Ciocropina, cei care administrează acel loc, nu răspund de aceste monumente și nu sunt proprietari asupra acestor monumente. În lipsa unui proprietar, ați văzut, se întâmplă orice. Grupuri de fanatici vin și distrug piesele, fac plajă de soare la soarele de amiezit, își întind trupele la uscat, fac chepuri pe marele sanctuar circular și asta este situația. Repet, luptăm cu gâta în mână și uneori chiar ne batem ca să avem să revină la normalitate. Din păcate, muncim 3-4 ani cu un ministru al culturii, pe care îl tot bate la cap, care se satură de noi, dar după 4 ani de promisiuni, el pleacă și vine altul. Și în spatele lui rămân aceiași nenorociți de trepătuși care continuă această operă de distrugere a statului secetului. Sperăm că de la anul să ne facem foaia și să reușim cu totul și cu totul altfel să le dăm statului secetului prelucirea pe care a avut-o acum 1900 de ani. Vă spuneam că să facem un pic de istorie. Eu nu sunt istoric, sunt un jurnalist, destul de slab, dar în general, dar în materie de taci, de taci, de salvi secetul, dar spun că sunt bun. Și de aceea și editez revista Dacia Magazin. Spuneam că Ministerul Culturii tolerează și prin atitudinea sa facilitează fragonajul absolut. Probabil că mulți dintre dumneavoastră au auzit de faimoasele prățări de aur ale Dacilor. Este un lucru foarte interesant. Până să ajungem la prățările de aur a Dacilor, aș vrea să spun că ne-am învățat din filmele lui Sergiu Nicolaescu, din cărțile de istorie, că Decebal a fost rădat de un oarecare picinis, care a arătat romanilor copara și romanii au luat 132 de tone de aur și 330 de tone de argint și s-au dus cu ele la Roma, acolo unde au organizat cele mai mari sărbări din istoria României, 123 de zile, au eradicat șomajul din Imperiu, au scutite impozite pe timp de un an pe toți cetățenii romani. Deci o uriașă comandă la vremea respectivă. Însă, Vicilis, de fapt, nu a fost un trădător al lui Decebal, ci a fost un fiul otrăvit care a arătat romanilor o mică parte ca un copil. Să stau în bucăria asta, iau o șuță acasă și cea mai importantă parte să rămână, de fapt, la locul ei. Aici, unde urma să fie descoperită peste 1900 de ani. Vin în susținerea afirmațiilor pe care le-am făcut, faptul că la 1543, de exemplu, în Albia Răului III, se găsește o comoară de 400.000 de monede de tip poson, descoperită de niște luntrași-fanași care au urcat cu luntrile de pe Mureș pe Strei și într-o grotă pe malul Străiului au descoperit această comoară. Ea este cunoscută în istorie ca și comoara lui Martin T, cardinal al Transilvaniei la vremea aceea. Acolo s-a țesut o întreagă poveste cu blesteme și cu asasinate. Ca 400.000 de monede de aur, plătite de un șarpe de aur prin la rândul lui de monede. Un șarpe de aur este prima mențiune, de fapt, a unei prățări de aur în istorie, în istoria scrisă. Iar apoi vine pe gata 1802-1804, când, în urmă unei furtuni, un oarecare țăran, Arinie Popa din Animeș, o localitate din Munțul Ruștiei, descoperă la rădăcina unui copac căzut o găleată de galbe. Pleacă cu ea la Alba Iulia, s-o predea autorităților sau s-o comercializeze și acolo este luat la întrebări de autorități. Este vătut, se confiscă toată cantitatea de aur, dar vestea se duce peste tot. Și în rapoartele ulterioare, de la 1805,
sunt consemnate în zona Munților Orăștii 62 de căciuni. 62 de căciuni, vă dați seama ce înseamnă, dacă acum sunt doar 3. Ce număr mare, imens de oameni au năvălit în Munții Orăștiei, se spuneau în cronica trimisului împăratului de la Viena, că munții arătau ca un adevărat pâlci, toți scormoneau în căutarea aurului, și calitățile de aur scoase de acolo au fost atât de mari, încât au produs inflație în Imperiu la un anumit moment. Și împăratul de la Viena a fost nevoit să încercească cu armata munții Șureanu, de fapt nu au știe, și să oprească acest, în mai puțin de jumătate de an, să oprească acest flagel care s-a învins, copiscând, bineînțeles, toată cantitatea de aur. Cantitatea de aur a fost uriașă. Cifra exactă nu se știe, dar tot acest aur se află fie la Budapesta, fie la Viena. Nu se află, din păcate, la noi. Sigur, atunci oamenii se vor la întâmplare. A venit perioada modernă, a venit secolul 20, au venit noua tehnică, au venit detectoarele și a venit noul braconaj arheologic, cosoniala modernă, cum ne place să o intrăm, în ghilimele, în care grupe de infractori vin și detectează Munții Orăștiei și descoperă comori nebănuite și uriașe. Este vorba de aceste brățări. Este chiar o coincidență, în data de 4 decembrie se va da verdictul în celebrul proces al brățărilor dacice, în care 13 persoane sunt acuzate de braconaj arheologic. După 4 ani, de 4 ani de judecată, în care judecătorii, estimați, tot la 5-6 luni, se dădeau cu capul de perete, înțelegând ce se întâmplă de fapt. Ce problema există și ce problema invocă inculpații în apărarea lor? Că aceste brățări sunt niște false. Acum, o să, în câteva cuvinte, o să vă spun. Nu sunt falsuri. Dacă până în anul 1999, cu două excepții, istoriografii români, arheologii români, spuneau că dacii nu aur. Da? Acum, după ce acești draconieri au descoperit brățările de aur, dau din coadă în coadă și spun principiile de întrebări. Nu ei, ci o cercetătoare, o expertă din Germania, Barbara Teppertwin, scrie o carte și face un apel. Oameni buni, aveți o istorie de 6.000 de ani scrisă în aur și voi refuzați să o vedeți, voi puteți să spuneți că dacii nu prelucrau aur și scrie această carte, Coiful de Aur. Și adună toate dovezile arheologice de aur și le prezintă. O carte la Frankfurt care vorbește de fapt despre istoria noastră scrisă în aur. Sigur că au existat câteva echipe de experți care au expertizat aceste lucrări și verdictul a fost unul singur. Ele sunt autentice. Echipele de specialiști au fost atât din Cluj, cât și din București. Și trebuie să știți că școala arheologică din București este cu șmanca de moartă a școlii arheologice din Cluj și invers. Ei, chiar dacă au fost rivali, dușmani, au ajuns la aceeași concluzie. Ele sunt autentice. Din foarte, foarte multe puncte de vedere. Pe cealaltă parte, toți cei care susțin ideea falsului, a neautenticității, nu au studiat aceste brățări. Este ca la român, vorba aceea, românul se pricepe la vorba, la agricultură și la temei. Și este deștept și stăpână adevărului absolut. Și atât, dacă se numește expert, ei nu au studiat din punct de vedere pluridisciplinar. Fie din orgoliu, fie din interese pecuniare, să le spunem direct, că ei au făcut aceste afirmații. Dar problema autenticității brățărilor este una încheiată. În primul rând, aurul din care au fost confecționate aceste brățări a suferit o singură topire. A fost topit o singură dată. Este aur aluvional din Aieș și de filon din filonul Severin Roșia Montană.
Aceasta este amprenta pe care orice aur, orice verighetă o poartă de la